Oricum nu te simți Dar bine. chiar Nu dacă mai... e mic spațiu pe care îl aveți, îl aerisiți mai des. Mai ales înainte Ca de culcare. Ca să compenseze... Deci înainte de culcare, nu știu cine mai respectă treaba asta, dar trebuie să o faceți înainte de culcare, ca să aveți un somn liniștit și odihnitor, să aerisim, aerisim bine. Înainte de culcare și chiar și la trezire. Da. O gimnastică respiratorie pentru oamenii în vârstă, pentru copii, pentru toată lumea. Trebuie să facă această gimnastică respiratorie și dacă o faceți, vă veți simți bine toată ziua. Și să vorbim puțin de metodele folosite pentru prevenirea afecțiunilor. Avem și ceva materiale. O să rog colegul din regie. Deci, metode... Și să ne explicați în timp ce... Sunt multe. Sunt multe metode. Eu aplic foarte, cu foarte multe sau, materiale. Da. Deci... Eventual să începem cu începutul, cum diagnosticați sau... Diagnosticarea... Scanați un pacient când vine, nu? Ca să vedeți ce probleme are. Ce probleme are. Deci, în primul rând, îl așez pe un scaun și îl studiez. Îl studiez prin iridiologie. De exemplu, prin harta ochiului. Deci, ochiul este partea principală. Nu pot să-i spun diagnostic, că sună prea medical, dar toate problemele ce le are o anumită persoană se vede în ochi. Este o hartă a ochiului. În desenele, în fotografiile care le-am prezentat în studio, există acolo niște fotografii, chiar cu irisul. Și până... Până atunci, se spune, există deci posibilitatea asta. Irisul după aceea prin reflexoterapie, prin punctele energetice, omul spune ce probleme are, dureroase sau nedureroase sau ce-l supără, mai bine zis. Deci el după ce îmi spune ce suferă, ce probleme are, deci durere, indiferent unde, orice durere, îmi spune unde este și atunci eu spun cauză. Deci eu caut cauză. Din ce cauză este această problemă? Deci nu fac ceva minuni. Sunt unele persoane care vin și am venit să mă vedeți, să vă uitați în ochii mei, să-mi spuneți ce am. Nu, deci, e ca o glumă, nu. Nu există așa ceva. Deci eu vă spun cauza îmbolnăvirii. Și dacă este o cauză care se vede, vă pot spune, dar dacă este o cauză karmică, că revenim din nou la legile naturii, legea Universului, la legile Universului, atunci noi vedem că această boală poate să fie boală karmică. Deci o boală karmică care este prea puternică și nu putem vindeca dintr-o dată. Acolo sunt mai multe modalități. Nu le putem spune acum, dar există și astfel de boli de care nu poate scăpa cineva. Deci, am uitat să spun puțin la alimente. Poate ne dați câteva și după aceea trecem din nou și între timp probabil o să avem și imaginile. Să ne spuneți puțin câteva alimente care, știu eu, ne întăresc imunitatea. Deci sunt cele care prezintă căldură. Deci, uitați acolo, se vede la pozele da, respective o să aura. Să ne spuneți deci, un pic, să comentați aura, imaginile deci, ca să da, înțeleagă deci aura spectatorii. Omului sunt acele culori care se văd. Deci fiecare om are o anumită culoare după felul în care gândește. Deci, și uitați, aici se văd fotografii. O să rog imaginea să o lăsăm puțin mai mult. Să studiem puțin. Un om inteligent este dreapta jos, albastru. Un om energetic este cu galben. Așa. Un om cu roșu este tot o energie, dar mai, cum să vă spun, este o energie mai sexuală, ca să spunem, da? Și cea verde este vindecătoare. Un terapeut ar trebui să aibă cam o aură mai spre verzui, da. Deci aici este un aparat care fotografiază aura. Asta nu se vede, sau sunt persoane care văd cu ochiul sunt liber? Sunt persoane care văd cu ochiul liber, dar asta este un aparat chilian, da, care
fotografiază și îți arată aura. Dar aura, după asta nu poți să faci multe probleme. Pentru că aura acum, în secunda asta, eu am un fel de aură. Da. Deci înseamnă că aura se schimbă în funcție de starea psihică? Da, da. Deci nu neapărat aura îți indică, știu, o boală sau... Nu, nu. Îți arată starea pe care o ai. Deci e singurul aparat care îți poate arăta o stare. Pentru că alt aparat care să-ți arate starea rinichiului nu este. Se-l vede ca formă, un ecograf, îți vede organul ca pe o fotografie, dar nu vede ce funcție are, cum lucrează. Deci atunci pe aură noi putem să vedem problema asta. Eu nu o văd, dar o simt. O simțiți. Așa, prin anumite proceduri. Nu, n-am cum să vă explic asta. A, de ce mai... N-am cum să vă explic. Sau probabil cum? E prea lungă... Da, e lungă, explicația. Nu, că n-aș avea cum. Dar se poate și prin anumite măsurători se poate observa dacă se poate vindeca sau nu se poate vindeca această treabă. Așa. Aici sunt ceacrele. Sunt 7 ceacre principale, 7 centri energetici, ca să spunem așa. Să lăsăm imaginea puțin. Așa. Și eu cu ajutorul unor instrumente pe care le folosesc pot să văd dacă este o defecțiune în zona inimii. Deci eu nu am nevoie de aparat. Și atunci în zona inimii sau în zona umbilicală, cum să spun. Da. Deci mai jos sau mai sus sau la cap, depinde unde sunt acești centri, îmi arată mai multe disfuncții ale organismului. Și atunci merg la sigur pentru rezolvarea problemei. Acești centri toți așa se poate prin bioenergoterapie, se poate rezolva acești centri, se poate da mai departe. Așa și la fiecare centru. La fiecare centru în funcție de ce probleme, afectată, da. Nu? Și zona afectată, sigur că da. Da. Și atunci ne dăm seama, uitați, asta este harta ochilor. Este foarte simplă făcută, este rotund, pentru că și noi suntem rotunzi, acum așa ca cu tot cu aură, suntem practic rotunzi. Dar harta ochiului este ca un ceas. Ora 12 sus, după aia merge 1, 2, 3, 4, 5 până ajunge din nou deci la 12. Deci este împărțită în cadrane exact ca exact la un ceas. Ca la un ceas. Exact ca la un ceas. Și spuneți-mi un pic acolo, văd cum ar fi, de exemplu, la ora 1, 2, 3, acelea sunt organe sau... Acolo sunt locul unde... Acolo este locul organului respectiv. De exemplu... Și atunci se da, poate... Ne puteți da un exemplu? Ce la o anumită cifră? Ce... De exemplu, la corespondent al 3 organului. Este plămânul și se așa. Vede că la plămân nu are probleme, ochiul respectiv. Dacă ar avea probleme, ar fi de culoare închisă. Deci, iată că... Și inima? Inima este puțin mai jos de la ora 3, adică acolo ne este au, dacă văd eu bine. A, da, da. Așa, cam acolo este. În partea stângă este, la ochiul stâng este inima, iar în partea dreaptă, la ochiul drept, este ficatul și vezica biliară. Deci la fiecare ochi este altă corespondență. Nu, este tot alea, dar ce este pe partea dreaptă arată ochiul da. Drept, ce este pe partea stângă arată ochiul stâng. Ele se și repetă, bineînțeles. Da, da. Este rinichiul în partea de jos, sunt picioarele, sunt brațele, dacă ai o operație, se vede pe ochi, se vede, dacă ai la coloana vertebrală, se vede acolo un semn la coloana vertebrală cam pe la 7. Și apar culori specifice? Culori sau? Specifice, știu da. Eu, de, culoare... de multe ori vedem persoane cu acele vinișoare roșii sau ochii injectați. Ai altceva pe albul ochiului, dar asta merge, asta deci nu asta e albul pe ochiului, iris. Asta e pe iris. Pe da. Iris, da. Și de acolo se poate vedea care ce probleme majore are. Nu, una mică. Sunt care nu se vede acolo, înseamnă că are probleme pe psihic. Da. Și același lucru se face și prin reflexoterapie, dacă ne arată harta tălpilor. La fel este pe harta tălpilor organismul reprezentat în talpă. Deci fiecare organ are proiecție, într-o anumită zonă. În pan. Uitați aici, câte da. Puncte sunt. Am pus punctele principale acolo. Și fiecare punct de acolo, de exemplu, dat degetul mare, sunt problemele de la cap. Și dacă unim cele două tălpi,